Bună ziua și bine ați venit la webinarul KPMG de azi. Ne bucurăm de o participare numeroasă și sperăm să petrecem împreună în mod plăcut, dar mai ales cu folos, următoarele 2 ore. Pentru că ne dorim ca prezentarea noastră să fie cât mai practică și să primiți cât mai multe informații, aducem azi în studioul nostru mai multe puncte de vedere vis-a-vis de noile cerințe de raportare de sustenabilitate. Cel al consultantului, care vă poate ghida cum să vă pregătiți pentru noile cerințe de raportare, dar și punctul de vedere al auditorului, cu care va trebui să colaborați an de an pentru auditarea de sustenabilitate, așa cum se întâmplă acum pentru auditarea financiară. Pentru aceasta, îi am astăzi lângă mine în studioul KPMG pe colegii mei Monica Drăgoi, partener asociat de audit. Monica, te rugăm să ne spui câteva cuvinte despre tine. Bună! Mă bucur să fiu alături de voi cu ocazia acestui webinar. Eu am 16 ani de experiență de auditare, iar acum, la fel ca multe dintre companiile din România cu care lucrez, fac tranziția către această nouă provocare reprezentată de raportarea de sustenabilitate și respectiv auditul acesteia. Din experiența mea de până acum, care include și audituri de rapoarte de sustenabilitate întocmite pe alte cadre de reglementare, multe companii încă nu sunt familiarizate cu ce presupune un astfel de audit, cât de laborios este procesul și dacă nu se pregătesc din timp, e posibil să aibă surprize neplăcute. Mulțumim, Monica! Așteptăm să împărtășești cu noi din experiența ta ceva mai târziu în acest webinar. Din biroul nostru de la Cluj, îl avem alături pe Dan Morar, manager în Departamentul de Sustenabilitate și Schimbări Climatice al KPMG. Dan, te rugăm să ne spui și tu câteva cuvinte despre tine. Bună tuturor și mie îmi face plăcere să fiu alături de voi, chiar dacă astăzi nu pot să fiu fizic în studioul din București. Așa cum ai spus și tu, Roxana, sper că aceste 2 ore pe care le vom petrece împreună să fie folositoare pentru cei care ne urmăresc. Eu m-am alăturat echipei KPMG în urmă cu 2 ani, după aproape 7 ani pe care i-am petrecut în companii cu profil industrial și cred că acest lucru mă ajută să înțeleg foarte bine provocările companiilor atunci când vine vorba de mediu și în special de sustenabilitate. Astăzi voi prezenta principalele aspecte relevante pe care companiile trebuie să le aibă în vedere atunci când pregătesc raportarea conform taxonomiei UE. Și sper că acest webinar să contribuie la o înțelegere mai bună asupra ceea ce înseamnă taxonomia, asupra cerințelor de raportare, dar și asupra beneficiilor pentru mediul de afaceri din România. Mulțumesc, Dan! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Roxana Suciu, sunt director în Departamentul de Energie, Schimbări Climatice și Sustenabilitate al KPMG. De mai bine de 20 de ani am acumulat experiență practică în zona de dezvoltare a strategiilor și raportărilor de sustenabilitate și sunt gata să împărtășesc azi cu dumneavoastră din experiența mea. Înainte de a fi consultant, am fost și de cealaltă parte a baricadei, adică am lucrat în industrie, în Departamentul de Sustenabilitate, așadar pot să înțeleg cu atât mai bine dilemele cu care azi vă confruntați. O asigurare limitată presupune un nivel de încredere mai redus decât un proces de asigurare rezonabilă, așa cum se face în cazul auditului financiar. La asigurarea limitată de sustenabilitate, în cazul fericit al unei opinii curate, vom spune că, pe baza procedurilor efectuate, nimic nu ne-a atras atenția care să ne facă să considerăm că informațiile prezentate nu au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu standardele de sustenabilitate. Există o preconcepție că asigurarea limitată e ca un review, care se bazează mai mult pe inquiries și proceduri analitice. Cât se poate de greșit? La un review, perioada este foarte scurtă, de obicei am auditat înainte situațiile anuale, avem deja înțelegerea proceselor, area de acoperire este mult mai limitată. Asigurarea limitată de sustenabilitate pare să aducă mai mult audit, dar cu eșantioane mult mai mici. Facem înțelegeri de procese, de controle, de estimări, de service organizations, de risc de fraudă, reconcilieri, proceduri substantive, dar nu suntem obligați să avem un anumit eșantion minim pentru datele primare testate, ca în cazul auditului. Uniunea Europeană a venit cu o soluție pentru această nevoie de convergență către un limbaj unitar, propunând o directivă de raportare de sustenabilitate sau CSRD pentru companiile comerciale,
Un regulament care se adresează instituțiilor financiare, SFDR sau regulamentul de publicare a informațiilor privind finanțarea sustenabilă, precum și taxonomia verde europeană ca element de legătură între celelalte două acte de reglementare. L-aș ruga și pe Dan să ne spună mai departe câteva cuvinte despre taxonomia verde. Sigur, Roxana, aș începe prin a spune că taxonomia este un instrument esențial al planului de acțiune al Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea creșterii durabile. Taxonomia stabilește, de asemenea, un sistem comun și transparent de clasificare a activităților economice sustenabile sau care au potențialul de a contribui substanțial la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene. Acest regulament, de asemenea, face legătura între KPI-ii financiare ai companiilor și informațiile nefinanciare pe care le publică în baza CSRD. Și cred că unul dintre efectele cele mai importante este faptul că va contribui la prevenirea greenwashing-ului pe viitor. Dacă vorbim de instituțiile financiare, acest instrument poate influența procesul decizional sau poate condiționa acordarea finanțărilor în funcție de indicatorii de performanță ai companiilor în materie de sustenabilitate. Fluxurile de capital vor fi direcționate către activități sustenabile, iar astfel instituțiile financiare vor avea un rol esențial în finanțarea dezvoltării durabile, dar și în atingerea obiectivelor de mediu stabilite la nivel european. Vă mulțumim pentru întrebările adresate până acum și cele două ore parcă au zburat. Este momentul să vă mulțumim pentru participare. Sperăm că informațiile prezentate vă vor folosi în planificarea dumneavoastră internă și vă așteptăm cu drag la următorul webinar KPMG. Vă mulțumim și la revedere! Mulțumim!